Salutare, sunt Bogdan, iar în acest video vă prezint câteva lucruri și programe care le folosesc când realizez un video. Am fost întrebat de Claudiu, Alex, Adrian și Răzvan, dacă nu mă înșel, scuze-mă dacă ți-am uitat numele. Ce programe folosesc și ce le recomand legat de canalul de YouTube și cum să pornească. În primul rând, nu cred că sunt chiar persoana potrivită pentru a-ți răspunde la întrebarea cum să pornești cu YouTube-ul și ce să faci, pentru că eu fac din pasiune chestia asta, iar canalul meu nu este un canal de succes cu sute de mii de abonați sau cu milioane sau sute de mii de vizionări pe video. Da? Cu siguranță ai văzut și tu care, ați văzut și voi care canale de YouTube au succes și ce sunt promovate, da? Pe acele canale. Canale de gaming, canale de unde sunt prezentate telefoane și plăci video și, eu mă știu, piese de computer și așa mai departe. Da? Canalele de YouTube care au mai mult legătură cu știința sunt mai mici, deoarece asta este, trăim într-o lume în care majoritatea se uită la cum să-ți cumpere un telefon în rate. Da? Legat de programele care le folosesc, am mai spus, folosesc toată suita de la Adobe, deci am abonament la Creative Cloud de la Adobe, am toate programele de la Adobe, bineînțeles nu le folosesc pe toate, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro și After Effects le folosesc, Caracter Animator învăț un pic aici să fac anumite chestii și cu sunetul câteodată îl înregistrez cu Adobe Audition. Cam asta a fost pentru partea de software și mai folosesc din când în când Maya, dar mai rar pentru că durează mult până fac ceva în Maya. Fusion 360 folosesc pentru chestii de prezentare 3D, dar și ăla mai rar. Iar de obicei desktop-ul, ecranul îl înregistrez cu Camtasia. Acesta este programul Camtasia, chiar acum înregistrez ecranul cu Camtasia. Toate animațiile sunt realizate în After Effects, de exemplu am aici o parte din video cu analizorul de spectru, cred că prima sau a doua lecție. Aici fac toate animațiile. Este simplu de utilizat, sunt tutoriale foarte multe pe YouTube. Bineînțeles, este un program destul de complex și nu mă pot considera profesionist, dar învăț în fiecare zi, încerc să-mi iau timp, așa jumate de oră, să investesc în ceva, să învăț ceva, da? De exemplu, am abonament la, stai să vă arăt, la LinkedIn Learning, iar învăț aici în fiecare zi câte ceva, un pic de InDesign, un pic de Adobe Illustrator. Este foarte, foarte bun programul și înveți de la profesioniști. Pagina mă refer. Acum, legat de canalul de YouTube, v-am spus, trebuie să vă și placă, da? Dacă te pornești la drum că vrei să faci bani, bineînțeles trebuie să te duci pe ceva ce să caută. Jocuri, prostii de astea, da? Chestii de știință, așa, să mai puțin vizionate, da? Dar acum depinde și cum abordezi subiectul, depinde de tine, ce știi să faci, de echipa ta, dacă ai vreo echipă în spate. De exemplu, canalele de YouTube mari au o echipă în spate. Este un cameraman, este unul care face design, unul care face editare și așa mai departe, da? Acum eu le fac cam pe toate aici. De aceea unele video nici nu sunt foarte perfect din punct de vedere tehnic, la unele sunetul este mai nașpa, la unul este mai tare, mai încet și așa mai departe, da? Fac foarte multe chestii, da? De exemplu, îmi fac aici pentru broșura care vreau să ofer abonaților, o fac în Adobe InDesign, iar un program la care am investit foarte multe ore de învățat. Animațiile le fac în After Effects și aici durează să știi, să le înveți, să vezi cum se face, da? Nu mai zic de Maya. Vreau să lucrez la niște video foarte interesante despre radio, unde am să le fac în Maya, deoarece acolo am posibilitatea să fac mai animații mult mai complexe, dar probabil pentru un jumătate de oră de video va trebui să lucrez vreo câteva zile la acel video, da?
Na, e greu să le faci pe toate, dar îmi place, că altfel nu făceam, na? Bani cu YouTube-ul ăsta din România nu câștig foarte mult. Vin acolo cu ceva bani lunar, undeva peste 100 de euro, dar banii aia îi împlătesc abonamentul la Adobe și la alte programe care le folosesc, na? De exemplu aici, aici plătesc abonament. Mai am abonament la Envato Elements, de unde îmi downloadez toate elementele grafice, videouri, iconițe, sunt pe aici tot felul de poze, de orice găsesc aici, da? Și îți ușurează un pic munca. Acum, v-am spus, dacă sunteți pasionat și aveți un hobby, împărtășiți-l cu ceilalți, indiferent ce ar fi, da? Important este să-l faceți cu pasiune și restul vine de la sine. Dacă pornești cu ideea să faci bani, atunci e cu totul altceva, da? Eu, de exemplu, o să vă prezint acum cum mă pregătesc de un video. Chiar acum realizez în Adobe Illustrator graficul, niște elemente grafice pentru următorul video și o să vedeți că durează, da? De exemplu, o imagine care o vedeți voi 5, 10, 15 secunde, eu poate lucrez sau o fac în jumătate de oră, da? Înțelegeți? Da. Îmi face o plăcere la nebunie să fac aceste elemente și știu că la urmă iasă ceva deosebit. Da? Cine a downloadat broșurile care le-am pus pentru abonați, ați văzut cu siguranță ce grafic am făcut acolo și ce bine arată acea broșură. Da? Dar na, este un pot să zic că este un hobby costisitor dacă vrei să faci ceva frumos și bineînțeles durează să le înveți pe toate. Da? Acum era fain dacă aveam pe cineva în echipă care să facă măcar elementele de design sau să facă, să corecteze scriptul sau eu știu, na, e mult de lucru, dar mă descurc așa cu pași mărunți. Bun, hai să vă prezint ce fac eu acum în Adobe Illustrator. Voi trasa prima dată o linie pentru axa verticală și voi mai trasa încă o linie pentru axa orizontală. Avem două linii aici. Hai să o punem pe asta orizontal și asta vertical. Bun. Acum pe această linie avem puterea în dB. Voi lua un fond ăsta mai fain, Open Sans, și voi lua o dimensiune de 35 de puncte. Iar îl voi copia aici încă o dată și aici zic că tu ești frecvența în MHz. MHz. Hai să facem aici diactrice, să fie așa frumos. Am găsit o pagină pe aici, ADD, diacritice. Iam o tastatură în germană, până fac eu în sau ă sau ț. Mai degrabă dau un copy-paste. Bun, P în decibel, F în megahertz, da? Acum, linia asta o să o împart în mai multe bucățele, da? Iau din nou linia asta de aici, trasez o linie mai scurtă, de exemplu atât, o facem de un punct, da, așa, și culoare neagră, și aici avem linia, da, asta. Bun, o poziționez unde cred eu că ar fi fain. De exemplu, de aici număr în sus. 1, 2, 3. O copiez și cu Shift, Control și V o introduc în același loc și o mut iară. 1, 2, 3. După aia, Command Q. Tac, 1, 2, 3. Acum, ca să economisesc timp, le copiez pe toate. Le introduc și le mut iară. 1, 2, 3. Le copiez pe toate. Le introduc aici.
Păi vine 1, 2, 3. Așa. Hai să le mai luăm pe astea. De fapt, mai iau o dată, cred, pe astea. Comunță. 1, 2, 3. Bun. Iar acum toate aceste linii le grupez. Grupire. Copiez asta și mi-o întorc acum și o pun și odată pe axa asta. Ok, acum o iau, o copiez. Și o mai punem o dată aici. 1, 2, 3. Iar astea de aici, grupirul aufheben, le scot afară și las numai așa. Iar toate astea de aici le grupez și îi dau un nume raster. Îmi trebuie neapărat un nume, că mai târziu am să le animez. Raster. Și cam asta a fost raster 2, de exemplu. Bun, acum vreau să realizez acea linie de zgomot care este pe analizor, da? Și voi lua acest tool, pe germană se numește Zeichenstiftfahrzeug. Voi trasa o linie de aici până aici și acum linia asta o transformă în acel zgomot. Mergem aici la efecte și avem acest, pe germană se numește Aufrauen, și pot să realizez acel zgomot, da? Așa ceva, arată fain. Linia de zgomot, nu? Să punem aici, să presupunem că aici este vreo minus 70 de decibeli. Bun. Am să o numesc noise. Așa. Iar aici, de fapt, e puterea în dBm. DBM. Bun. Iar acum voi trasa aici un semnal. De exemplu, să spunem că aici e un semnal. Facem o nouă banner și zic, hey, aici e un semnal. La fel, să zicem că are un punct. Sau pot să-l fac un pic mai gros, să zicem două puncte. Și vreau să mă asigur că arată bine aici. Asta înseamnă să dai atenție la detalii. Bun, acum hai să zicem că mai facem un semnal pe aici, pe undeva, și ăsta e mai mic. Mai micuț. Bun. O să vedeți următorul video, o să fie foarte fain. Bun. Iată, asta s-o trasă mai așa. Acum
tot acest grafic îl introduc într-o grupă, îl ridic mai sus, deoarece aici este doar o prezentare reală a acestui spectru. Și acum îmi voi copia graficul acesta încă o dată. Voi face fereastra un pic mai mare. Și de fapt, pe ecranul analizorului, asta este real, iar pe ecranul analizorului va apărea un pic diferit semnalul nostru. Îl degrupez. De fapt, șterg astea. Hop. Nu toate. Numai asta. Și asta. Iar aici îmi trag o linie ajutătoare. Și una aici. Iar aici voi folosi acest tool. Cam atât a fost în acest video. Ca să vedeți și voi cam cum procedez. Încep cu Adobe Illustrator, acolo îmi desenez câteva elemente grafice, apoi probabil trec în After Effects dacă este nevoie sau direct în Adobe Premiere Pro. Depinde de la caz la caz. Da? De aceea producția la următoarele video o să dureze un pic, așa că poate iasă un video sau două pe săptămână, în funcție de timpul meu liber, dar când iasă, iasă ceva fain, da? Și chiar îmi face plăcere. Bineînțeles, ar fi fain să am pe cineva care să mă ajute și care se și cunoaște, da? Că am mai primit un ajutor care au spus doar că da, știu, 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 dar erau mulți care nu erau în stare să traseze o linie. Pentru a-mi ușura munca la anumite elemente grafice, mi-am luat un tablet grafic, ceea ce este foarte, foarte practic și eficient la desenarea elementelor grafice mai complexe. De exemplu, așa ceva pot să realizez foarte ușor la monitor. Cu mouse-ul, cu tastatura, mă refer, nu este dificil, dar sunt unele chestii unde este mai ușor cu un tablet de ăsta, da? Ce vreau să zic cu acest video? Dacă eu la 40 de ani îmi iau timp și învăț After Effects, învăț Illustrator, învăț programe care nu îmi trebuie la servici, nu am nevoie neapărat, învăț pentru că îmi face plăcere. Mențin creierul activ, asta este foarte important, și de multe ori se întâmplă să câștigi chiar bani cu chestia asta. Da? Asta trebuie să faceți și voi. Să vă găsiți un hobby, să investiți timpul cât mai productiv. Și eu am familie, am și servici și tot îmi găsesc timp pentru hobby-uri, pentru învățat. Deci nu există în fiecare zi să n-am acolo jumate de oră și dacă sunt în concediu, jumate de oră mi-o pun eu acolo pentru a citi ceva, pentru a învăța ceva, pentru a mă documenta la ceva, pur și simplu să știu. Și asta trebuie să faceți și voi, să renunțați la întrebările acele banale, cum să fac X sau cum să fac Y sau videouri de astea top 10 oameni proști din nu știu de pe unde, nu vă ajută cu nimic chestiile astea. Astea nu sunt chestii de cultură generală, astea nu spune pâinea pe masă. Ce să zic? Numai bine. Ciao!